Zeci de preoți și sute de credincioși au pornit în alai către portul din Drobeta Turnu Severin. Cel mai important moment al procesiunii a fost sfințirea aghiazmei mari. Apoi, în altul prălat al locului, episcopul Severinului și Strehaiei a vorbit despre importanța momentului religios al botezului Domnului. Sfințește apa aceasta cu Duhul tău. Am aflat cât de mult ajutor de la Dumnezeu primim prin stropirea cu apă sfințită, aghiazma cea mare, pe care noi o vom lua la casele noastre cu evlavie, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Procesiunea a continuat cu binecuvântarea apelor Dunării, după care o cruce împletită din ramuri de brad și împodobită cu garoafe a fost aruncată în apele fluviului. Credincioșii spun că au venit cu inima deschisă la procesiune și s-au rugat pentru sănătate, liniște și pace. Botezul Domnului este o rebotezare a noastră, a fiecăruia. Este o zi în care trebuie să ne curățim sufletele, în primul rând, iar aghiazma mare pe care o ducem astăzi acasă are cu adevărat puteri tămăduitoare. Vreau sănătate. Cu atâtea războaie la granițele noastre și nu numai în lume, cred că singurul lucru pe care îl vrea tot românul este să fie pace în țară, pace în lume. Mă bucur că se pot ține din nou slujbele în port, în aer liber, și sunt încântat că vine ce în ce mai multă lume. Toți cei prezenți au primit aghiazma mare pe care o vorbea timp de 8 zile după bobotează, dar și în timpul anului pentru a fi feriți de rele.